Bine v-am găsit la un nou vlog marțian. Nu pot să nu vă împărtășesc cea mai mare temere a mea, urmând să fac ceea ce voi face. Asta fiu sincer cu voi să vă zic. Ce părere o să aibă Dana când va vedea ceea ce fac? Adică, vă simt, știu la ce v-ați gândit. Nu Dana aia, nu amanta perfectă. Mă refer la Dana Budeanu. Ce face, mă, fioții cu poșete? Cu poșetele mici care au umplut străzi. Ce aveți, mă, poșete? Buj? Ce face, mă, fioții cu poșete? Ce face, mă, fioții cu poșete? Ce face, mă, fioții cu poșete? Pentru că ceea ce urmează să fac, nu știu dacă mă va mai lăsa să fiu în categoria din care făceam parte în momentul în care voi mi-ați spus că sunt bombardier și mafiot. Hai să începem cu unboxing-ul ăsta pentru ceva foarte special pentru noi, băieții. Așa ca între băieți, între bombardier fie vorba. Am uitat să fac ceea ce conta cel mai mult în zilele noastre. Vă dați seama cum am început de prost? Acum nu puteți spune că nu sunt original. O fac asta de față cu voi. Acum lăsăm să se usuce. Tocmai pentru a nu intra în contact cu alți virus. Pentru că fiind umezi pe mâini, cine știe ce mai luăm. Având în vedere pandemia asta, bun. Fără ironii, la adresa inelelor au fost dezinfectate înainte. Să procedem la despachetarea noului produs Foreo Luna 2 pentru bărbați. Așa ca între băieți. Având în vedere că e nou, o să dea un pic de forță să-l despachetez. Nu mai avem nevoie de asta, dar lăsăm la îndemână pentru că nu se știe, ne ferește de microb. Cam așa arată Foreo pentru bărbați, Foreo 2. Pentru cei care sunteți interesați, fac unboxing-ul ăsta la altceva decât v-ați obișnuit să vedeți. Hai să vedem ce conține tot pachetul. Foreo Luna for men. Totuși sunt curios ce o să zică Dana Budeanu când o să vadă că e conceput pentru bărbați. Oare o să-i înjure pe cei de la Foreo? E de fete! E de femei! Băieții nu... Da? Ce-ați pățit, mă? Ce aveți? Și țărâni! Țărâni cu cliț! Ce băine simțiților, transformați bărbații în femei! Dar dacă femeile se îngrijesc, noi de ce nu am face-o? Mă întrebam și eu la chestia asta. Îmi puneam o întrebare referitor la aspectul ăsta. Bă, fii atent aici. Voi vă faceți o listă. Ce nu face un fătălău? Luați-o de verdictele lui Dana Budeanu și vă uitați. Și vă faceți listă. Și o pui pe frigider. Ăsta e un încărcător. Nu are fast charge, bănuiesc, dar e un încărcător normal, că nu se vede. Are un seculeț de îngrijire și transport. Și bănuiesc că ăsta ar fi suportul psihic. E un cod pe care trebuie să-l răzuiești ca să-ți înscrii produsul pe aplicație pentru garanție. Produsul poate fi utilizat împreună cu aplicația pe care Foreo o furnizează. Și ceea ce reprezintă acest produs este un aparat de îngrijire a tenului pentru bărbați. O să mă filmez și în timp ce-l folosesc. Vreau să precizez faptul că nu am fost plătit și nu sunt sponsorizat să fac acest vlog sau acest unboxing. Doar că, având în vedere faptul că stau mai mult în casă și am mai multă vreme, având în vedere autoizolarea asta, am zis să mă îngrijesc puțin mai mult. Poate așa iubita vreau să fie mai geloasă pe mine decât este. Dacă vă întrebați cum am dat eu de produsul ăsta, inițial l-am confundat cu Soi Luna, fiind Foreo Luna, și mă gândeam că e ceva pentru copii,
Dar iubita mea, având prea mult timp liber, știe toate nebuniile de îngrijire a tenului. Și o să vă și arăt chestia asta, pentru că ea își cumpărase inițial mai multe produse de la Foreo. Și apropo, Foreo, dacă mă vezi, poți să-mi sponsorizezi pe canalul, că n-ar fi nicio problemă să mai urc numărul de abonați. Revin imediat cu produsele. Am revenit cu produsele. Toate produsele pe care le vedeți aici sunt pentru îngrijirea tenului. Nu știu să vă explic fiecare cum funcționează, pentru că Foreo nu mai sponsorizează pentru treaba asta. Dar vreau să vă arăt, nu să mă laud, aviz celor care o să scrieți comentariile răutăcioase. Asta e Foreo To Go, ceea ce înseamnă că poate fi luat cu tine oriunde și e mic în cape, în bagajul tău de mână. Asta e tot pentru îngrijirea tenului. Din câte am înțeles eu, distruge coșurile cu pulsații sonice și o lumină albastră. Și ăsta e un îngrijitor, cum sună asta? Este un aplicator de mască. Ajută la îngrijirea tenului, se aplică o chestie peste el și face tot felul de luminițe, e ca un OZN. E foarte șmecher, din câte am înțeles. Vă las pe voi să descoperiți produsele, o să pun link mai jos în vlog, astfel încât nu o să zic cât au costat, pentru că o să-mi iau iarăși hate. Și nu asta îmi doresc. V-am prezentat unboxing-ul la produsul meu, cam așa a funcționat la fiecare produs în parte. Aici aveți cutiile pentru cei care ați vrut să vedeți cum arată. Ideea este că este bine să ne îngrijim, dacă tot începem cu mâinile, putem continua și mai departe, chiar dacă suntem bărbați. Așa că Dana Budeanu, sper să rămână între noi. În ordinea asta, UFO, Foreo Espada, Luna For Men și Luna To Go, Luna 2 For Men, pentru bărbați. Urmează să filmez și cum o să-l folosesc și la câteva zile după, dacă o să fie vreo diferență. Eu vă mulțumesc că v-ați uitat la vlogul ăsta și dacă v-a plăcut, distribuiți-l, pentru că e pentru îngrijire personală. Chiar dacă suntem bărbați, nu suntem mafioți, totuși trebuie să ne îngrijim. Știți de ce? Ca să ne placă amețitele alea cu poșetuța aia micuță. Cu poșetele mici, care au un plus trăci. Ce aveți, mă, poșete? Ruj, ruj, ce face, mă, fioții cu poșete? Cu poșetele mici, ce face, mă, fioții cu poșete?